să-ți slujești și a ta voință oricând s-o împlinesc. Și a ta voință oricând s-o cetare mă asaltă cel rău, iar îndoiala mă tulbură greu. Tu mă întărești cu puternicul har și mi-ndulcești chiar al vieții amar. Și mi-ndulcești chiar al vieții amar. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ca întotdeauna să cerem lumina și darurile Duhului Sfânt pentru a participa cu folos la cateheza din seara aceasta. Duhule Sfinte, lumină lină al vieții noastre dăruitor, vino din ceruri, dă-ne lumină și fine astăzi mângâie. Am pierdut calea cea bună dreaptă și-ntru păcate ne-am cufundat. Vino, Stăpâne, toți te așteaptă, ești ca un soare prea luminat. Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, prezenți în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Maria Regină din Iași și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin intermediul televiziunii, radioului și internetului. Continuăm catehezele propuse de aici, de la Catedra Episcopului din Iași, pe tema Sfintei Liturghii în special, dar și al celorlalte celebrări liturgice, cu problemele practice legate de Sfintele Celebrări, pentru ca participarea noastră la ele să fie totdeauna cu demnitate și cu mare folos sufletesc spiritual pentru viața noastră de credință. Astăzi continuăm cu gesturile liturgice.
am văzut că cel mai important gest liturgic folosit de biserică în celebrările ei este impunerea mâinilor. Apoi, un alt gest foarte des folosit, semnul Sfintei Cruci. Un altul, îngenunchierea cu un singur genunchi. Pentru că liturgic nu găsim nicăieri prescrisă îngenunchierea cu amândoi genunchii. Era cândva în fața Preasfântului Sacrament expus pentru adorație. Dar acum nu mai este această prescriere. Dacă cineva vrea să o facă în particular, nu-l oprește nimeni. Dar atunci când participăm în public la o celebrare liturgică, este bine ca toți să facem la fel, observând prescrierile liturgice, așa cum le auziți explicate. Mergem mai departe, un alt gest liturgic cu semnificația lui este baterea pieptului. Baterea pieptului se face cu mâna dreaptă, cu degetele strânse în formă de pumn și lovindu-ne pieptul în dreptul inimii ca semn de căință pentru păcatele săvârșite. De ce în dreptul inimii? Pentru că spune Iisus că de acolo, din inimă, din lăuntrul nostru, ies toate relele. În Sfânta Evanghelie găsim gestul acesta la vameșul din parabola lui Iisus, care, spune Iisus, intrând la templu, s-a oprit la intrare, s-a prosternat acolo și își bătea pieptul, cerându-i iertare lui Dumnezeu. Cum trebuie să folosim acest gest? Fără exagerări, așa încât să bubuie pieptul cum mai bătea în tobă. Dar nici, cine știe, cu gândul în altă parte sau cu vârful degetelor, chiar cei care sunt mai voluminoși. Dând așa, mai se observă de la o poștă dacă cineva prin acest gest exprimă cu adevărat părere de rău pentru păcate. Deci nu așa în neglijență cu vârful mâinii, dreapta, stânga, nu mai contează cum, ci cu demnitate, cu spirit de credință, conștienți că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru a participa mai ales la Sfânta Liturghie sau la alte celebrări liturgice, să batem așa cum se cuvine, cu demnitate, pieptul, ceea ce facem o singură dată în cadrul Sfintei Liturghii, chiar la început, atunci când spunem mărturisescul și în el cuvintele din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Nici nu o luăm la viteză, că nu mai ajungem să concordăm cuvintele cu lovirea pieptului, dar nici prea rar. Deci, moderația este cea mai bună. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Așadar, la Sfânta Liturghie folosim o singură dată baterea pieptului la formula actului de căință, mărturisesc. Nu prevăd rubricile să se facă gestul
acesta cu baterea pieptului nici la mielul lui Dumnezeu, nici la Doamne nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, cu atât mai puțin la finalul rugăciunii, cum am văzut că fac unii, rugăciunii Bucură-te, Regină, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Aici chiar că nu-și găsește rostul sau locul acest gest liturgic de baterea pieptului. Nu-și bate Maica Domnului, nici n-are pentru ce să-și bată pieptul, că este toată frumoasă, neprihănită, fără păcat. Noi trebuie să ne batem pieptul. Și chiar dacă spunem cuvintele acestea, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie, nu găsesc rațiunea ei să ne batem pieptul. Poate ar fi o rațiune când spun, Doamne, nu sunt vrednic, sunt păcătos. Sau la mielul lui Dumnezeu, primele două, cel puțin invocații, când spune, miluiește-ne pe noi. Dar nu este prevăzut acest gest decât la mărturisescul de la începutul Sfintei Liturghii. Pe vremea Sfântului Augustin, poporul își bătea pieptul și la Tatăl nostru, când spunea cuvintele și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm. Desigur, nu putem opri pe nimeni să-și bată pieptul și în cazurile amintite mai sus, sau în alte momente, pentru a-și exprima pietatea sa particulară, căința pentru păcate. Datoria noastră este să vă învățăm unde și cum este corect, potrivit normelor liturgice, să folosim toate aceste gesturi liturgice, în cazul de față, baterea pieptului. Și repet, atunci când suntem împreună la o celebrare liturgică, mai ales la Sfânta Liturghie, este frumos să facem toți la fel. Că dacă ar fi fiecare după cum îl pălește Evlavia, are și o Babilonie în biserică. Unul arde să stea în genunchi sau prosternat, să culcă. Altul arde să stea poate într-un picior. Altul nu știu cui. Vă închipuiți ce are și. Dacă n-ar fi această uniformitate în celebrare, în particular, repet, fiecare poate folosi aceste gesturi liturgice cum îl lasă inima, dar în public, în comun, să observăm normele cerute de biserică pentru uniformitate, pentru frumusețea unei celebrări. Un alt gest liturgic, semnul păcii. Semnul păcii care în timpul acesta al pandemiei, care durează încă, a fost suprimat. Este un gest de venerație, atenție, venerație, nu adorație. Pentru că adorația o datorăm numai și numai lui Dumnezeu. Pe El îl adorăm. Numai Lui se cuvine adorație. Nimănui altcuiva, nici persoane, nici obiect, nici lucru sfânt, nu datorăm adorație. Gestul păcii este un semn nu de adorație, ci de venerație sau de respect față de persoane sfințite, cum sunt semenii noștri creștini botezați, nu mai spun preoți, episcopi, diaconi, tot ceea ce înseamnă cler. Pentru că prin botez prima dată și apoi prin cei care suntem preoți, episcopi,
persoane consacrate, în momentul în care am primit consacrarea, am devenit odată în plus persoane sfinte, sfințite prin Harul lui Dumnezeu. De aceea, semnul păcii se dă ca semn de venerație, de respect față de persoane, dar și față de lucruri sacre. Este un gest liturgic specific creștinesc, care consta inițial în sărut, în cadrul Sfintei Liturghii, înainte de toate. Sărutul păcii, se spunea. Acum spunem semnul păcii. La început, în primele veacuri creștine, gestul se arăta întotdeauna prin sărut, făcut cu decență, între persoane, în cadrul Sfintei Liturghii, așa cum facem noi acum, sau acum nu facem pentru că este pandemie. Deci era sărutul păcii. Creștinii participanți, la momentul potrivit și la îndemnul diaconului sau preotului, își dădeau sărutul păcii, se sărutau cu decență, cu demnitate. Bărbați, femei, problema e că la un moment dat, o să mai vedem în alte explicații, fiind separați bărbații de femei, ca în sinagogă, bărbații stăteau într-o parte, femeile într-o parte, sărutul păcii se dedea femeile între femei, bărbații între bărbați. Dar, repet, cu demnitate, cu decență, în spirit creștinesc, sărutul păcii. Găsim în scrisoarea Sfântului Paul către Romani 16:16, 1 Corinteni 16:20, 2 Corinteni 13:12, notat acest lucru: salutați pe toți frații cu sărutare sfântă. La începutul bisericii acest gest era practicat așadar de toți, fără nicio restricție. Mai târziu, din cauza abuzurilor, acest gest a fost limitat, cum vă spuneau, femeile cu femei, bărbații cu bărbați, dar cu demnitate. Și mai ales că la celebrările sacre, cum vă spuneau, femeile stăteau într-o parte, bărbații în altă parte, se recomanda, și actualmente nu este obligatoriu, dar se recomandă ca acest gest al păcii să nu fie scos din celebrarea liturgică a Sfintei Liturghii, chiar dacă nu este obligatoriu. Gestul păcii nu este obligatoriu. Conferințele episcopale stabilesc felul în care să se exprime gestul acesta al păcii. Preotul sau diaconul spune: oferte vobis pacem, oferiți-vă pacea, dăruiți-vă pacea. Pseudo Clement, în secolul al II-lea și al III-lea, ne descrie un amănunt curios pentru noi cei de astăzi. Femeile sărutau mâna bărbaților, pe care aceștia o țineau acoperită cu toga. Astăzi, bărbații sunt cei care sărută mâna femeilor, dar în liturgie, în cadrul Sfintei Liturghii, nu este cerut acest lucru. N-a stabilit conferința episcopală să se exprime astfel gestul păcii prin sărutarea mâinii. Prin veacul al XIII-lea, gestul păcii era practicat doar între clerici, printr-o simplă îmbrățișare, cum vedeți uneori că facem și actualmente,
la liturghiile concelebrate, solemne, printr-un gest de îmbrățișare între celebrantul principal și ceilalți și apoi între dânsii. Iar credincioșii, tot în veacul al XIII-lea, sărutau ori patena, ori evangheliarul, ori vreun obiect binecuvântat special pentru acest gest al păcii. Numai că din cauza abuzurilor, iarăși, obiceiul acesta s-a scos. După ultima reformă liturgică, semnul păcii nu mai este obligatoriu. Și spuneam că în timpul epidemiei s-a interzis și este normal pentru a evita contaminarea cu acest virus. Conferințele episcopale au stabilit, sau conferința episcopală de la noi a stabilit ca gestul păcii să se dea printr-o strângere de mână. Dar se poate da și altfel. Dacă ați remarcat, eu am încercat de câteva ori la celebrare și poporul a înțeles ușor. Se poate exprima gestul păcii, al iertării, al prieteniei, al respectului față de cel care este alături de mine în biserică și printr-o înclinare sau înclinarea capului sau a trupului, gest de pace. Se poate folosi în acest timp de pandemie. Când va trece, vom relua gestul strângerii mâinii. Dar să nu se facă niciodată exagerat. Că mai sunt unii care se feresc. Ăsta când dă mâna cu mine, îmi scrântește mâna aproape. Moderație întotdeauna, demnitate. Este un gest liturgic. Nu este așa ca să ne aflăm în treabă, care are, repet, semnificația lui și noi să o înțelegem. Aceea de iubire frățească, de venerație, de respect față de semenii noștri prezenți la celebrarea Sfintei Liturghii. Și dacă vă spuneam că acest gest al păcii inițial se folosea prin sărut, sărutul nu a dispărut din cadrul celebrării Sfintei Liturghii nici astăzi. Îl folosește preotul de mai multe ori în cadrul celebrării Sfintei Liturghii. Și cred că ați remarcat, când începe liturghia, după ce preotul venerează altarul prin îngenunchiere, dacă e Sfântul Sacrament expus, dacă nu, printr-o plecăciune profundă a trupului în fața altarului de jertfă, și apoi tot altarul de jertfă este venerat, cinstit, adică de preot, prin sărutarea lui. Să remarcați, cei care n-ați remarcat acest lucru, iar noi preoții să avem grijă să facem acest gest cu profundă pietate, să sărutăm masa de jertfă, acolo unde Iisus, prin mâinile noastre, coboară pe altar pentru a reînnoi jertfa de pe calvar și a ne oferi pe aceeași masă, ca la un ospăț, trupul și sângele său ca hrană și băutură pentru sufletele noastre. De aceea preotul sărută acest obiect cel mai prețios din biserică, masa de jertfă, altarul, care dacă este din piatră, din marmură, cum avem noi aici în catedrală, sau poate să fie din alt fel de material, dar este imobil, altarul este consacrat prin ungere de episcop. Cu atât mai mult trebuie sărutat
și îl sărută preotul la începutul și la sfârșitul Sfintei Liturghii. Apoi mai avem evangheliarul pe care îl sărută preotul care citește Evanghelia atunci când termină, o arată poporului, o sărută și o așează la loc. Dacă este o celebrare solemnă sau solemnisimă și este prezent episcopul care conduce celebrarea, atunci în procesiune cu demnitate, evangheliarul este adus de diacon sau de preotul care a citit Evanghelia, episcopul ia evangheliarul cu respect, face semnul crucii cu evangheliarul asupra poporului, îl sărută cu venerație și apoi îl dă și tot cu demnitate este dus la locul său, evangheliarul. De ce evangheliarul? Pentru că este cuvântul lui Isus. Prin Evanghelie ne vorbește Isus însuși, actualizându-și învățătura lui de-a lungul veacurilor până la sfârșitul lumii. Deci este un obiect sacru, ca și altarul de jertfă. Și aici aș îndemna pe părinții parului care eventual mă urmăresc acum, sau dacă nu mă urmăresc acum, poate ascultă după aceea urmărind pe YouTube sau pe canalele noastre de transmisie, această cateheză îi îndemn pe toți părinții parui să facă posibil să-și procure un evangheliar care e diferit de lecționar. Evanghelialul este cartea care conține numai Evanghelia din toate zilele de duminică și sărbători și care poate fi procurat de la Sapiența, de la noi de aici, de la Iași, prin comandă și păstrat acolo, mai ales la liturghiile solemne, la marile sărbători, la hram, la Paști, la Crăciun, să fie folosit evangheliarul și eventual să facă posibil, cum fac posibil pentru alte lucruri, poate de mai puțină importanță, să-și procure niște coperți speciale. Unii le au deja, cum avem noi la catedrală aici, dar este catedrală, în care să fie pusă această carte, evangheliarul. Nu-i pot obliga, dar recomand chiar cu insistență pe preot să facă acest lucru. În afară de aceste două lucruri sacre, altarul, evangheliarul, în trecut numărul săruturilor altarului și al altor lucruri sfinte în cadrul liturghiei era mult mai mare. Așa cum poate ați observat că s-a menținut în Biserica Orientală, se sărută de multe ori altarul, anumite obiecte sfinte, icoane și așa mai departe. La noi s-a redus aproape la minimum aceste două săruturi ale altarului și un sărut al evangheliarului. Mai era obiceiul înainte de a se săruta la celebrări mâna episcopului de mai multe ori sau a preotului atunci când preotul dădea Sfânta Împărtășanie, cum vedeți că s-a menținut astăzi la oriental, cel puțin la unii. Când primesc Sfânta Împărtășanie, credinciosul sărută și mâna preotului. În afara liturghiei a fost obiceiul de a săruta mâna preotului până mai aproape de zilele noastre. Așa eram educați noi, de părinții și bunicii noștri, să sărutăm mâna preotului, pentru că mâna preotului a fost consacrată, unsă în ziua hirotonirii pentru acțiunile sfinte.
Deci din acest respect era sărutat în mâna preotului, dar s-a spus, acest obicei, cine îl păstrează să-l păstreze, dar să o facă cu demnitate, nu în bătaie de joc sau așa în zeflemea. Nu mai spun mâna episcopului sau inelul episcopului din mâna dreaptă, cum vedeți că poartă episcopul și am și eu acest inel, primit în cadrul consacrării mele ca episcop, semn al unității, al fidelității față de biserica ce mi-a fost încredințată spre păstorire, semn al iubirii față de poporul care mi-a fost încredințat. Deci, din acest punct de vedere, s-a mai păstrat încă și eu l-aș recomanda, dar iarăși făcut cu acest gând, ca un act de pietate, din respect față de Dumnezeu care a revărsat harul consacrării în cel pe care l-a ales să fie episcop, sărutarea inelului din mâna dreaptă. Ca să nu mai spun că era obiceiul în antichitate de a săruta chiar picioarele episcopului. După secolul al XI-lea, acest gest a fost rezervat numai papei, de a-i se săruta piciorul și numai în anumite împrejurări. Astăzi nu mai este acest obicei. Sfântul Ambroziu, când era mititel, notează biograful său, le punea pe surorile sale să-i sărute mâna, imaginându-și că este episcop. Să fi fost aceasta o prevestire, pentru că, într-adevăr, Ambroziu a ajuns într-o zi episcop și încă ce episcop, marele episcop de Milano, acela pe care Sfântul Augustin, un alt titan al bisericii, îl asculta cu plăcere când era în zilele lui de rătăcire și la îndemnul mamei mergea în catedrala din Milano să-l asculte pe marele episcop Ambroziu și în urma predicelor lui avea să se convertească, să-și schimbe radical viața și să ajungă la rândul său Sfântul Augustin, păcătosul Augustin, în marele Sfânt Augustin, printr-o adevărată convertire. Deci aceasta despre gestul liturgic al semnului păcii. Un alt semn sau gest liturgic cu importanță în celebrarea sau în celebrările noastre liturgice este gestul de oferire. Acest gest de oferire îl face preotul în cadrul Sfintei Liturghii de 3 ori, cu referire la pâinea și vinul prezentate pe altar, la primul ofertoriu, care înseamnă mai degrabă prezentarea darurilor, și să observați la liturghie că atunci preotul celebrant ia pâinea și vinul și ridicându-l puțin, atenție preoților celebranți, ridicând puțin, scrie acolo normele liturgice, nu ridicăm ca la prefacere sau ca la prin Hristos, sus, binecuvântate ești Doamne, nu, deocamdată este pâine și vin. Și acest prim gest de ofertoriu, de oferire, se referă numai la pâinea și vinul, cu sens de binecuvântare a lui Dumnezeu, cum făceau evreii la masă, te binecuvântăm, Doamne, și obișnuiesc mulți creștini astăzi și le recomand să o facă, dacă nu o fac, te binecuvântăm, Doamne, pentru pâinea, alimentele, băutura pe care le avem acum pe masă. Și la sfârșit, la fel, îți mulțumim, binecuvântându-te, Doamne. Deci acest prim gest de oferire, de la prezentarea darurilor,
are sens de binecuvântare, așa și spuneți voi preoților și noi când celebrăm Sfânta Liturghie, binecuvântat ești Doamne Dumnezeul Universului. Cei care participați numai la liturghiile solemne care sunt cântate, n-aveți cum să știți ce spune preotul, că zice în șoaptă. Dar cei care participați și în zile obișnuite și liturghia este citită, atunci preotul spune tare, cu glas tare, aceste cuvinte: binecuvântat ești Doamne Dumnezeul Universului, și ridică ușor, ușor deasupra altarului pâinea și vinul. Te binecuvântăm, Doamne, fiindcă din dărnicia Ta am primit pâinea și apoi vinul, rod al pământului, rod al viței de vie și al muncii noastre, a oamenilor, care vor deveni pentru noi pâinea vieții, adică Euharistie. Și sângele lui Hristos, băutură spirituală. Și poporul răspunde: binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Deci este primul gest de oferire cu darurile de pâine și vin, ridicate doar puțin deasupra altarului. Vă rog să rețineți, preoților celebranți, acest detaliu, că nu-i lipsit de importanță. A doua dată, în timpul Sfintei Liturghii, gestul de oferire are loc la prefacere, momentul cel mai important al Sfintei Liturghii, prefacerea. Ei, aici se ridică de data aceasta nu pâinea și vinul, ci trupul și sângele lui Iisus, pâinea și vinul devenite în mod miraculos, realmente, la cuvintele consacrării, trupul și sângele Domnului. Și atunci gestul este de ridicare mai sus, mai întâi ostia trupului Hristos și apoi, după consacrarea vinului, sângele lui Hristos, și se ridică mai sus. Dar, fără exagerări, pentru că deveniți caragioși. Poate spun prea dur cuvântul acesta, dar în unele cazuri așa mi se pare mie. Că ridici, parcă ar trebui să urci undeva, să pui, parcă n-ajungi bine, așa să pui ostia consacrată și potirul consacrat. Cât vrei să te mai urci, poate îmi dă impresia uneori când văd anumite gesturi la cei care exagerează, că ar vrea să mai urce pe un scaun sau chiar pe masa de altar. Vedeți exagerările. Nu sunt sănătoase. Rubrica scrie acolo. Se ridică sus, nu exagerat. Trupul lui Hristos și apoi sângele lui Hristos pentru a fi adorate de poporul care stă în genunchi în acele momente pentru a-L adora pe Hristos. Deci a doua oferire. Trupul și sângele lui Hristos. Și gestul se face ridicând mai sus. Nu exagerat, dar nici ușor ca la primul ofertor. Și a treia dată se ridică tot sus, iarăși spun, fără exagerări, la terminarea rugăciunii eucharistice, când tot trupul și sângele lui Iisus, dar amândouă împreună de data aceasta, sunt ridicate sus și se spune marea doxologie: prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Este concluzia rugăciunii eucharistice, această doxologie mare. Și răspunsul cel mai scurt din partea poporului, dar și cel mai important, cum v-am explicat, amin, care este o concluzie nu doar a acestei doxologii mari, ci a întregii rugăciuni eucharistice, acest amin. De aceea reținem aceasta a treia
al treilea gest de oferire să fie tot cu trupul și sângele Domnului ridicate mai sus, evitând exagerările. De fapt, acesta, al treilea gest de oferire, este adevăratul ofertoriu al Sfintei Liturghii. Nu cel care, am spus că se cheamă mai degrabă prezentarea darurilor, noi spunem tot ofertor, că așa ne-am învățat. Adevăratul și cel mai mare ofertor este acesta, de la doxologia finală, prin Hristos, cu Hristos, asta îi oferim noi lui Dumnezeu. Pâinea și vinul devenite trupul și sângele lui Hristos, îi le oferim Tatălui. Ce putem oferi noi mai mult și mai sublim Tatălui Ceresc decât pe însuși Fiul Său, rostind marea doxologie? Pentru că toată liturghia este un imn de laudă adus prea Sfintei Treimi înainte de toate. Acestea sunt gesturile liturgice, le repet acum în rezumat, impunerea mâinilor, semnul crucii făcut în ritul occidental cu toată palma, de la dreapta la stânga, și spunând cuvintele în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, sau în ritul oriental, cu cele trei degete unite, simbolizând Sfânta Treime, spunând aceleași cuvinte, celelalte două în jos, vă amintiți, v-am explicat, exprimând cele două naturi din persoana lui Iisus, a doua persoană dumnezeiască, natura divină și umană, și aici Sfânta Treime, spunând aceleași cuvinte de la stânga la dreapta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ambele cruci sunt valabile, fiecare păstrându-ne ritul propriu, fără să râdem de alții, ci mai degrabă să ne străduim să folosim totdeauna cât mai bine și cu demnitate acest semn elementar al credinței noastre. Deci semnul crucii, apoi îngenunchierea cu un singur genunchi, baterea pieptului, semnul păcii și gestul de oferire. Acestea sunt gesturile liturgice. Mergem mai departe cu simbolurile liturgice. Vedeți, sunt lucruri practice, dar dacă le auzim, înțelegem sau urmărim explicația lor, altfel participăm la Sfânta Liturghie sau la orice altă celebrare liturgică și înțelegem rostul, menirea. Pentru că prin toate aceste celebrări, Biserica sau Dumnezeu prin Biserică vrea să sfințească viața noastră. Și e important să știm aceste detalii pentru o participare eficientă la fiecare celebrare liturgică și mai ales la celebrarea celebrărilor, care este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Simbolurile liturgice. Ce putem spune la acest capitol despre simbolurile liturgice? Biserica le folosește. Veți vedea că e vorba de lucruri naturale, dar care au simbolismul lor în folosirea de către biserică în celebrările liturgice. Și sunt mai multe. Tămâia, cu fumul pe care îl scoate atunci când tămâia este pusă pe focul arzând sau pe jar. În cadelniță, ați văzut la Sfânta Liturghie. Fumul de tămâie și incensul care se folosește au mai multe semnificații simbolice.
vorbim deci de simboluri liturgice. Tămâia cu fumul și incensul pe care îl folosim simbolizează înainte de toate rugăciunea. Așa cum fumul de tămâie se ridică în sus, la fel vrem să exprimăm simbolic că vrem ca rugăciunile noastre să se înalțe precum fumul de tămâie spre tine, Tată, Dumnezeule Atotputernic. Vedeți simbolismul? De-aia folosim tămâia la slujbele solemne. Putem folosi și în zile de lucru, dacă vrem. Dar să facem o diferență, totuși, într-o celebrare dintr-o zi ferială de zi de lucru și o sărbătoare mai deosebită, nu mai spun o solemnitate, că în liturgia noastră latină folosim incensum, adică tămâia cu fumul care se ridică în sus la solemnități, duminica, în sărbători, simbol al rugăciunii care se înalță din inimile noastre, cu glasurile noastre spre ceruri, spre Dumnezeu. Apoi, este un semn de omagiu, de adorație, de respect și de laudă care se aduc cuiva. În cazul Sfintei Liturghii, în primul rând lui Dumnezeu. Cine merită mai multă laudă, adorație, în cazul lui Dumnezeu, cinste și preamărire decât Dumnezeului Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar gestul acesta este și un gest de respect, de omagiere, nu de adorație, față de persoane și lucruri. Când e vorba de Dumnezeu, în cartea Exodului 30:34-38, de asemenea găsim și în Noul Testament gestul acesta de tămâiere. Cei trei magi, notează evanghelistul, când au venit la pruncul Iisus, i-au adus în dar ce? Aur, tămâie și smirnă. În Psalmul 141, chiar pe la început, citim așa, ne rugăm sau cântăm, ca fumul de tămâie să se înalțe către tine, Doamne, rugăciunea mea. Vedeți? Este apoi un semn de ispășire și de împăcare. Tămâia cu incensul pe care îl folosim, semn de bucurie și de sărbătoare. Fumul de tămâie însoțit de rugăciuni este folosit și pentru, curios, nu numai pentru Dumnezeu, persoane consacrate, lucruri sfinte pe care le incenzează preotul, vom vedea îndată, dar folosit fumul de tămâie și pentru îndepărtarea diavolului și a influențelor Duhului rău în cei posedați. În cadrul unui exorcism pe care nu-l poate face oricine, ci numai preotul desemnat de episcop, special pentru un caz sau pentru caz general într-o dieceză, în cadrul unui exorcism, adică de scoaterea diavolilor dintr-un om care este posedat, ferească Dumnezeu, de duhurile rele, se folosește deseori, este ceremonial special, nu face preotul ce-i trece prin cap. Este un ceremonial special de exorcizare și se folosește des tămâia, care să alunge duhurile necurate din cel posedat. De aici vedem și expresia pe care o folosim noi în popor, fugi ca dracul de tămâie. Cum fuge diavolul de tămâie, vedeți, vorba intrată deja în popor, folosită tămâia cu fumul de tămâie pentru a îndepărta influența Duhului rău din cei păcătoși, din sufletele noastre. Este apoi și semn de onoare adus celor răposați, în special martirilor. Fumul de tămâie era întrebuințat și pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute
și pentru a crea o atmosferă agreabilă, parfumată. Mi-aduc aminte când am fost la Compostela. Ați văzut că este chiar în curtea catedralei noastre un semn acolo pentru aceste pelerinaje care sunt arhicunoscute în biserică, se făceau înainte, nu 2 km sau 10 km, sute și mii de kilometri, și acolo scrie pe borna din fața catedralei noastre distanța care mai este până la Compostela, celor loc renumit de pelerinaj în biserica noastră catolică. Și spuneam că mi-aduc aminte când am fost la Compostela în Spania, adică e vorba de Campus Stele, Câmpul Stele, amintește de Sfântul Iacob. Sfântul Iacob, apostolul Domnului, de aceea spune Santiago de Compostela, Sfântul Iacob de Compostela, de Câmpul Stele. Și acolo, în bazilica renumită, frumoasă arhitectonic, dar roasă de timp, în exterior, în interior se află în centrul acelei catedrale și astăzi, ca obiect, bineînțeles, de muzeu acum, că nu mai este folosită, o cadelniță mare, care era, ne spuneau atunci preoții care conduceau pelerinajul, era folosită când veneau pelerinii de la distanțe foarte mari, obosiți, transpirați. Nu erau condițiile de astăzi să faci un duș, să pot intra, nu. Veneau obosiți, cu miros neplăcut, dormeau peste noapte în această catedrală și ca să fie înlăturat mirosul acela neplăcut, era folosită tămâia pusă în această cadelniță uriașă, atârnată de un lanț mare și trasă de persoane, că nu era ușor, ca să fie vânturată, să se împrăștie fumul în toată catedrala. La Sfânta Liturghie, asta în paranteză fiind spus, la Sfânta Liturghie se incenzează, se folosește tămâia pusă în cadelniță, cu jarul încins, se folosește pentru a incenza ce? În primul rând, altarul, masa de jertfă. Ați observat, acum amintiți-vă, puneți-vă în fața minții, ecranului minții, felul în care este folosită tămâia la Sfânta Liturghie Solemnă. Se incenzează altarului. Înainte erau reguli precise, prescrise de biserică, în ce mod, de câte ori să dai în dreapta, în stânga, la colț, înconjurând altarul. Acum nu mai sunt aceste norme precise care erau obligatorii, dar se incenzează altarul, masa de jertfă, așadar, se incenzează crucea, vedeți că este crucea mare, lumânarea pascală în timpul pascal care este aici, lângă altar, darurile aduse de credincioși și puse pe altar, de aceea îndată după prezentarea darurilor, așezarea lor pe altar, are loc incenzarea și sunt incensate aceste daruri, pâinea și vinul, care vor deveni trupul și sângele lui Hristos. De asemenea, este incenzat preotul celebrant, dar nu se incenzează el pe sine, ci ori diaconul, dacă este, sau un alt preot, dacă e concelebrare și nu este diacon, sau un ministrant, este incenzat preotul care acționează în persoana lui Hristos, celebrând Sfânta Liturghie, sunt incenzați preoții concelebranți, dacă este episcopul, prima dată episcopul este incensat, apoi este incenzat poporul, poporul lui Dumnezeu, pentru că este popor sfânt prin botezul pe care fiecare l-a primit. De remarcat că inițial incensarea clerului și poporului nu se făcea ca în zilele noastre, ci se purta cadelnița în fața fiecăruia, astfel încât să poată inspira mirosul plăcut al fumului de tămâie.
Acum ați văzut cum se procedează la incensare. Cadelnița folosită pentru tămâiere a avut forme diferite. Era fixată pe podea într-un timp și acolo se punea pe jarul încins tămâie ca să iasă fumul cu simbolismul pe care vi l-am explicat. Sau atârnată, precum candelele, și vânturată, cum v-am dat exemplu, din Catedrala Santiago de Compostela. Și nu-i singurul loc. Apoi s-a trecut la forma care o avem astăzi, cadelnița mobilă cu lanț, cu lănțișoare, pentru a putea incenza mai ușor. Și o folosim atât în ritul latin, cât și în ritul oriental. În ritul oriental se folosește obligatoriu. Nici nu se poate concepe o celebrare orientală fără tămâie, fără tămâiere, fără a cădi, cum spune în termenul lor. Și sunt multe cădeli de acestea, că nu știu dacă ați obișnuit, dar o parte din cei care mă ascultați ați auzit termenul a cădi, adică noi spunem a incenza. Și ei folosesc în ritul lor oriental și cu un fel de clopoței ca lumea să fie atentă, dar se folosește incenzul, simbol liturgic, tămâia, cu fumul care se ridică în sus, în semn de rugăciune și cu toate celelalte simboluri pe care vi le-am explicat. Mă opresc aici pentru că v-am spus, nu vreau să grăbesc numai de dragul de a termina un subiect. Vreau să prezint detailat, cu detalii, ca fiecare să înțeleagă cât mai mult și cât mai bine toate aceste gesturi liturgice, toate aceste simboluri liturgice pe care le folosește și Biserica Catolică și cea ortodoxă sau și Biserica Orientală, Greco-Catolică și toate celelalte orientale, pentru ca celebrările liturgice să fie cât mai de folos credincioșilor și ei să înțeleagă prin acest dublu limbaj pe care vi l-am explicat, al cuvântului, dar și al gestului, fiecare celebrare liturgică și să tragă cât mai multe foloase pentru viața de credință. Așa că acum eu închei cateheza din această seară cu binecuvântarea arhierească pe care vă dau, mulțumindu-vă pentru atenția cu care ați urmărit expunerea și rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute pe toți să punem în practică cele auzite. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Tu peste cer regina ești, o Marie, dar milostivă stăpânești, o Marie, cu toți sfinții să cântăm, cântec vesel să-ntonăm, bucuroși să aclamăm. Salve, 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 salve.
Miluiește al vieții noastre, far, o Marie, mijlocitoare ești de har, o Marie, cu toți sfinții să cântăm cântec vesel, să-ntorăm bucuros, să aclamăm, salve, salve.